În plin scandal național legat de acordarea fondurilor europene subvențiilor ilegale de la Apia, starețul mănăstirii Putna Velnic Melchisedec susține că terenurile sunt lucrate cu mult efort, dar cu hărnicie de slujitorii așezământului religios. Cât despre caracterul juridic al alocărilor de fonduri europene, prelatul susține că doar legea trebuie să-și spună cuvântul. Apia Suceava este în centrul unui scandal național privind modul în care au fost decontate activitățile agricole în urma solicitărilor venite din partea fermierilor. În acest caz a fost menționată și implicarea unităților de cult din județul Suceava. Mai multe asociații ale fermierilor au reclamat că 30% din fondurile alocate au ajuns la parohiile din Suceava. Referitor la această situație, starețul mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec, a arătat că despre legalitatea demersului trebuie să se pronunțe instituțiile în drept. Dacă este ceva ilegal, se va dovedi. Dar dacă este legal, iarăși se va dovedi. Eu cred că suntem într-un stat legal de drept, unde legalitatea își va spune cuvântul. Ce să vă spun? Știu că muncim de dimineață până seara și eu v-aș invita pe toți să mergem pe terenurile mănăstirii și să vedem cât de bine sau cât de rău sunt lucrate. Starețul mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec, a mai arătat că toate cele 106 hectare de teren sunt lucrate exemplar, deși cu multă trudă din partea slujitorilor bisericii. Dacă nu ai o sursă acasă, dacă nu ai cele necesare, nu ai un cartof, nu ai o ceapă, nu ai un morcov, nu ai o cană cu lapte într-o gospodărie, e greu de dus. Așa și aici. Este o gospodărie mai mare și avem și grajduri cu animale, avem vite, o cană cu lapte, o bucățică de brânză, se asigură din grădina mănăstirii. Fiecare este obligat să-și muncească terenul. Și cred că pe la mănăstiri, pe unde am fost, și mănăstirile care sunt în subordine, nu prea am văzut terenuri părloagă, ci se muncește. Și slavă lui Dumnezeu. Am îndemnat acum 2-3 ani, 3 ani în urmă, în noapte de Paște, și am spus fiecare să-și cultive bucățica de pământ. Potrivit informațiilor furnizate de fermierii nemulțumiți, parohiile din Bucovina au primit 1,85 de milioane de euro din total de 4,9 milioane de euro achitați de APIA în ultimii 3 ani la nivel național. Cea mai mare sumă, 150.000 de euro, a încasat-o mănăstirea Putna, în timp ce mănăstirea Voroneț a primit subvenție de 10.799 de euro. În cazul parohiilor, cea mai mare sumă a fost încasată de Șarul Dornei, 33.000 de euro, Frumosul, 26.000 de euro și Ciocănești, 23.000 de euro.